A treia ediție a taberei de pictură Măldărești Plein Air a fost un succes. O recunosc nu doar cei 10 pictori invitați din întreaga țară, ci și oaspeții care au vernisat expoziția. Pentru că a plouat în ultimele zile, Mocănește, organizatorii au transformat Cula Duca într-o veritabilă galerie de artă. Pivnița, dar și etajele superioare s-au luminat cu picturi și acuarele, care dovedesc talentul artiștilor. Aș preciza că artiștii care au fost implicați în acest proiect sunt membri de bază ai comunității artistice din România, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici România, filiale din țară, dar și din București. Deci, ca atare, avem prezenți aici oameni consacrați în breazlă, ca să spun așa. Și piesele, tablourile pe care dumnealor le-au scos din talentul dumnealor cu atâta maestrie, vor face parte unele din colecțiile Muzeului de Artă de la Râmnicu Vâlcea și vor putea fi, să zic așa, vizionate de către cei care iubesc acest fel de artă, iar altele vor fi oferite în funcție de implicarea în proiect, mă refer la sponsor, vor fi oferite dumnealor. Pentru publicul vizitator, de obicei, muzeul este un loc în spatele căruia vrem să ne întâlnim cu trecutul. Există situații însă când muzeul este un loc în care găzduiește și experiențe culturale de alt gen. Mă refer la exact la tabăra noastră, tabără care s-a derulat în o perioadă de 10 zile și care, cum vă spuneam, încearcă să valorifice acest trecut într-un alt fel, artistic, frumos, plăcut și care la rândul lui se constituie într-un alt document care peste an va fi vizitat cu același interes și va fi admirat. Au fost surprinse ansambluri istorice, au fost surprinse detalii, au fost surprinse cumpreie din natură. Pentru că spre deosebire de momentul inaugurării lucrărilor, când a plouat timp de 2 săptămâni, pictorii au avut parte de o vreme minunată care s-a transpus și pe pânze. Nu degeaba criticul de artă Bogdan Panțu a explicat că dacă vremea ar fi fost de la început ploioasă, lucrările ar fi arătat cu totul altfel. Acum, asta să nu vă aștepta să găsiți pictoare tip Monet sau sunt în foarte puține rânduri, putem să întâlnim o astfel de pictură, dar ceva se mai leagă de atmosfera impresionistă, pentru că sunt convins că dacă vremea ar fi fost tot timpul cele 10 zile așa cum este astăzi și expoziția pe care puteți să o vedeți, o admirație astăzi, va fi arătat puțin, altfel sau mai mult, altfel datorită luminozității de altă natură pe care puteți să o vedeți astăzi. În orice caz, fiind vorba de pictură figurativă și o pictură de peisaj, sigur, plenerismul nu mai este, nici plenerismul mai este ce a fost. Toți artiștii au fost foarte atenți la motivele pe care le oferă zona. Au încercat să exploateze cât mai mult din ceea ce se poate vedea. Au fost, rând pe rând, unii dintre ei și arheologi și etnografi, dar cred că lucrul cel mai important este că au încercat să transforme toate aceste lucruri pe care le-au văzut, să le transforme într-un material pictural, zic eu, de foarte bună calitate. Dacă autoritățile locale din Comuna Gazdă s-au dovedit nepăsătoare, fostul primar al orașului Horezu, Ilie Fârtat, a continuat să fie prezent și la această ediție, alături de Fundația Nadia Duca. Vreau să se consemneze faptul că această idee frumoasă a Muzeului Județean și-a găsit o plenitudine aici, la Măldărești, depresiunea Horezu, și înțeleg că peste ani, peste 80 de ani, pașii Reginei Maria de la Balcic își regăsesc rezonanță și pe aleile de la Măldărești, de la Cula Duca. Și aici este numai meritul al dumneavoastră, doamnelor și domnilor artiști și plastici, pentru că ați acceptat să permanentizăm acest eveniment. Pentru că artiștii prezenți în tabăra de pictură s-au arătat încântați de locurile pe care le-au descoperit în jurul Comunei Măldărești, ei și-au anunțat încă de pe acum participarea și la ediția viitoare.